Echipa Asociației World Animal Protection a ajuns din Olanda la Cernavodă. Obiectivul este stabilirea unei relații de colaborare cu reprezentanții ONG-ului Save the Dogs and Other Animals. Am încercat să înțelegem cum merge programul de gestionare a câinilor fără stăpân, cum merge programul de identificare, care sunt problemele, care este atitudinea oamenilor, ce ar trebui să mai facem să fie mai bine și să meargă programul mai repede și să fie și mai eficient. Și am avut niște musafiri din Olanda care au venit să asculte și care ne oferă un ajutor pentru a ameliora proiectele noastre și să vină cu niște sfaturi din afara. Prezenți pentru a doua oară la Cernavodă, străinii au abordat din nou problema câinilor comunitari. Au vizitat apoi adăpostul de animale Footprints of Joy și spun că este un exemplu de bune practici. Pentru o mai bună gestionare a situației câinilor fără stăpân, reprezentanții Asociației Save the Dogs vor colabora cu World Animal Protection. Vrem să ajutăm autoritățile locale să rezolve problema câinilor comunitari, așa că am venit aici și știm că Asociația Save the Dogs are un program bun pe care îl susținem financiar, dar vrem să discutăm și cu autoritățile locale pentru că fiecare are de jucat un rol important în această problemă. Pentru implementarea soluțiilor care au făcut ca pe străzile din străinătate să nu mai existe câini sau pisici.